pentru că îl văd ca o umbră în abdomen cumva, ar fi ca și cum ar avea un LED. Acel LED radiază. Deci are Ok. o lumină la nivel de, să zic așa, la nivel de abdomen, o singură lumină care face unde. Mai las să vorbesc. Da. Samael. Auzi? Da. Cine ești tu? Cine a venit să te enerveze? Dar mă vezi pe mine nervos? Nu Nu am știu. reușit încă partea. Termină cu prostiile și zi cine ești, pentru că atâta timp cât interferezi cu noi, ești obligat să ne răspunzi la întrebări. Nu interferez cu voi. Ba da, cu mine da și-o puțin. Nu, am stat doar în spatele tău, să te enervezi puțin. Hei, vezi? Aia înseamnă interferență. De ce vrei să pierdem timpul aiurea? Ce vrei tu? Păi, deja te-am mai întrebat, cine ești cu adevărat? Sunt nimeni. Știm? Nimeni. Vezi că minți. De ce nu vrei Sunt ca... cineva atunci. De ce nu vrei să rezolvăm pe calea pașnică și pe calea amiabilă? Fac tot posibilul să te enervezi. Da. Dacă observi, râzi. Deci n-ai nicio șansă să mai enervezi. Zic. Cine ești cu adevărat? Bun. Lasă-mă cu Maria. Maria. A fost trimis după informații. De către cine? Tot un creator. Care dintre creatori? Mi-a venit numele Creu. 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 Creu, da. Care e legătura dintre Creu și Samael? Cred că fiu pentru că stă lângă el. Sau în preajma lui, în apropierea lui. Creează, te rog frumos, o cușcă energetică de vibrație foarte înaltă. Da. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 Samael va fi pus în acea cușcă. 1, 2, 3. A fost atras în cușcă, acolo s-a făcut rotund, el avea o umbră era o umbră, aș putea zice și ca o umbră umană, aș putea zice și nu.
Nu era umbră umană. Deci s-a făcut rotund și se învârte în continuu acolo. Așa face. În continuu. De ce nu-i plac vibrațiile? Nu. Trebuie să-i dăm voie să plece, că nu va mai veni. După ce o să ne răspundă la întrebări, întreabă care este relația dintre el și Creu. E fiul lui. Acest Creu, al câterea dintre creatori este? Al nouălea. Al nouălea Da. e frate cu Safin. Samael e fratele lui Safin. Da. Păi și ce informație tot vor? Vor sabia. Poftim? Sabia. Niciodată nu o să o aibă. Ce cred ei că ar putea să facă cu ea? Zice că ar trebui să o prindă în ceva și să o ducă la tată. De ce? Să nu fie folosită împotriva copiilor lui. Eu am amenințat cu ea un copil. Da, pe cum o cred? Nu o să aibă niciodată în mâinile lor, eventual înfiptă în mâini, dar în mâini nu, să o țină. Eu le-am spus că atâta timp când ne dau pace, noi le dăm pace. Noi nu vrem război. Și ce ai zis? Zice, sigur nu vreți, că nu știți ce război ați creat. Am spus că nu este o sabie a războiului, doar ne protejăm, o folosim doar în cazul de urgență, să-i spună tatălui lui. Cam ce Sunt așa cazuri de urgență, cazuri de urgență, dar scos-o la fratele meu. întreabă dacă vrea să o vadă și el. Nu, el vrea afară de acolo. Și eu acum aș vrea să îmi pice un meteorit în cap. Îmi zice ca să nu îl supărăm pe tatăl lui și să-l scoatem afară. Și dacă îl supărăm pe tatălui, ce crede că rezolvă? De ce e mai bine așa? Pentru că zice. Nu
Nu, mai că zice pentru a nu declanșa un conflict. Cu cine? Între noi și tatălui. Cu ce crede că m-ar... Nu, lasă-mă să vorbesc puțin cu el. Lași? Da, e acolo ca într-o centrifugă. Ok, lasă-mă să vorbesc cu el. Mai mă auzi? Mă pot eu acolo? Nu, Nu, doar că... eu nu mă pot acolo. Nu, doar canalizează sau scoate-l din cușca aia să stea în fața ta. Duc o prins așa o formă. Ca și cum ar fost amețit, se trecea în spate. Bun. Mă las să vorbesc cu el? Da. Mai el, mă auzi? Da. În primul și în primul rând, că deja mă călcați pe net și tu și taică-tu. În primul și în primul rând, dacă aveți o problemă, veniți sau luați-vă de mine. Maria nu are nicio vină. Înțelegi? Sau înțelegeți? Ne-am luat de Maria. Poftim? Ne-am luat de Maria. Păi nu, dar te-ai exprimat atunci ca să nu declanșați un război între voi și tatăl meu. Între voi, între cine? Adică între taică-tu și mine cu Maria. Lăsați-o pe Maria, că ea nu are absolut nicio vină. Dacă o mănâncă în fund sau altceva, eu sunt răspunzător pentru absolut tot. Ai înțeles? Ca să înțelegeți de la început. Să nu faceți vreo tâmpenie, nu de altceva. Asta în primul rând, într-al doilea rând. Cu cât o să veniți mai mult și tu și frații tăi, nu o să faceți altceva decât o să iese rău pentru voi, nu pentru mine. Și prin simplu fapt că veniți și tot mă bâzăiți, voi declanșați războiul ăsta, nu eu. Eu am conștiința perfectă împăcată. Și în același timp, în vecii vecilor, nu o să puneți mâna pe sabia aia. Ați înțeles? Mă auzi? Sau vorbesc de unul singur? Da. Te-am auzit. Ok. Dacă ai început acest război. De ce eu? Că te baci peste tot. Păi și voi nu vă băgați? Noi am fost voi. Poftim? Noi am fost întotdeauna printre voi. Uite că Și acum acum vii și ne deranjezi. Probabil că asta e problema voastră, că încep să vă deranjez. Cum voi ați fost până acum, uite că regulile jocului se schimbă. Cum voi bâzăiți pe alții, așa vă bâzăiți și eu pe voi. Ne jucăm. Din punctul meu de vedere, nu este un război. Dacă voi vreți să-l considerați așa, treaba voastră. încetează acest joc. Poftim? Încetează acest joc. De ce? Ești prea mic. E, uite, așa mic cum sunt, îmi vin niște idei câteodată idiote, cum a zis fratele tău. Și din ideile ăștia idiote se naște câte o săbiuță, care voi sunteți atât de măreți și de puternici și disperați în același timp să puneți mâna pe ea. Oare de ce? Dacă sunt atât de mic, minuscul, mai mic ca un atom, ce aveți cu mine? Cum pot eu să vă încurc pe voi?
Quindi, letale. Ah, deci voi n-aveți o problemă cu mine, aveți o problemă cu ideile mele, nu? Nu v-ați gândit vreodată că poate ideile ăștia vin ca și consecință a ceea ce faceți voi? Pentru că momentan încă nu mi-am pierdut facultățile mentale și nu cred că am venit să vă iau la palme, să vă dau cu capul de pereți, să vă tai, să vă fac ceva. Nu. Eu stau în banca mea. Voi sunteți aia care faceți tot timpul prima mișcare. Și puteți să faceți și următorul test. Mergeți și interferați cu cine vreți voi. Cu altcineva. Dacă lăsați umanitatea în pace, nici nu o să aveți treabă cu noi. Eventual, dacă vreți, ne întâlnim să bem și o cafea. Sau un suc, o bere. Ce vreți? Ce zici? Ce părere ai? Nu mai cunoști, de niște înțelegeri. Poftim? Tu n-ai cunoștințe de niște înțelegeri. Înțelegerea ale cui? Uite, poți să-mi spui tu și atunci dacă am greșit, mă retrag frumos sub o pietricică și stau acolo. Despre ce înțelegeri este vorba? Unii umani fac ei însăși înțelegeri cu noi. N-am nicio treabă cu umanii aceia. Puteți să-i luați pe tavă, să vă îi faceți cadou unul la altul. Chiar nu mă deranjează. Ceea ce mă deranjează pe mine este că vă luați de acei umani care vor să-și trăiască viața liniștit, să acumuleze experiență, să treacă la un nivel următor, să treacă într-o dimensiune următoare. Vorba aia. Dacă un om face o înțelegere cu dracu, e problema lui. Altă înțelegere care este de care nu știu? De ce te bași tu? Cum? De ce te bași tu? De ce nu-și rezolvă singur problemele? Deoarece sunt prea interferați ca să-și dea seama de acele probleme. Deoarece unii dintre ei sunt blocați și nu pot să acceseze anumite abilități. Voi de ce vă băgați ca să-i băzăiți sau să-i interferați cu ei? Așa vrem. E, uite, vezi? Tot așa vreau și eu. Voi vreți ceva, eu vreau altceva. Deci, ce să înțeleg? Până la urmă, o să fie o buzeală continuă. Voi nu vă potoliți, eu nu mă potolesc. Până la urmă o să devenim foarte cunoscuți. O să dormim poate și în același pat. Doamne ferește! Măi, Samael, transmite-i tăticuțului tău că este exact ceea ce a încercat și Maria să vă zică. Dacă voi stați în banca voastră, noi niciodată nu o să vă atacăm. Dacă călgați pe bec, este problema voastră, nu a mea.
Înțelegi? Transmite-i, te rog frumos, chestia asta lucru. Lasă-mă cu Maria. Maria? Da. Te simți bine? Da. Care e nivelul vibrațiilor tale? Ridică-le la o infinitate, te rog. Da. Cheamă pe Lilith. Venit. Ok. Era să o expune lui Samael să-și deschidă un portal sau poate să plece unde pe el. Și între timp, salut-o pe Lilith. A plecat și el tot așa, ca și cum ar fi prins cumva aripi. Ok. Închid portalul și o sigilez. Lilith mi-a pus mâinile așa pe piept. Pentru că atunci când l-am canalizat a rămas o energie. Am înțeles. A lui cumva. Și mi-a extras acea energie și mi-a arătat-o. Să rămână. Întreabă-te, rog frumos, de ce unii oameni au RH-ul negativ, iar alții pozitiv? Spunem pentru că sunt hibridizați. De către cine? Hibridizați încă de la concepție, bine? Încă de la? Concepție. Am înțeles. Cine a hibridizat? Diverse entități. Ok. Rabotăm, te rog frumos, pe limit. Care e nivelul vibrației mele? 20.000. Transmite mental să o ridic până la o infinitate. Mai este ceva în spatele tău. Când ai început să-ți ridici vibrațiile, ceva s-a dat în spate. A fost așa ca un liliac, dar de mărimea spatelui tău. Și am văzut ca niște aripi de liliac, dar mari. Spune acelui liliac să ia o formă în fața voastră. N-aș putea spune ce este, pentru că am rămas la aceeași formă, deci aceleași mai mult din el decât, să zic așa, că ar arăta ca o fluture, deci mai mult cum se numește?
cel care zboară. Zi-mi, cu ce zboară? Cu aripile. Aripile sunt mai mari. El așa pot că arăta ca o broască tristoasă cu, deci capul ca la o broască tristoasă cu aripi. Ok, super. Cum se numește? Iupi. Ce caută? Energia ta. A tras o energia ta. Și da, undeva ai... pe unde ai fost tu, pe unde ai călătorit tu, ai, te-a văzut. Și ați s-a înfipt cu ciocul prin partea din spate. Am zis că arată ca o broască tristoasă, dar are un cioc așa. Deci are un cap ca broască tristoasă, dar un cioc lung. De 15 cm acel cioc. S-a înfipt undeva... Deci nu e în coloana vertebrală, înfiptă, nu știu unde e, înfiptă în tine. Cu ciucul. Și ți-e extrage energia. Nu știu, s-ar putea să fie în inima. Ok, o să număr de la... În inima sau cred că înfica totuși, nu e inima. Da. O să număr de la 1 la 3 și orice conexiune cu această entitate va fi ruptă. 1, 2, 3. Nu vei nicio conexiune, decât atât ea era în sfera ta energetică. Îți spărsese sfera ta energetică și intrase cumva decât cu capul acolo. Ok. Dacă a ieșit, spune să-și deschidă un portal și să plece unde vrea. A plecat, am închis portalul și sigilez. Acum pot să-ți mărești vibrațiile. Ok. Bun. Rogă-te rog frumos pe Lilith să te ia, dacă poate, și să te ducă la Consiliul Creatorilor ca să vezi dacă s-a iscat o discuție sau ceva anume din cauza creării acestei săbii. Ne-a luat pe amândoi. Și ne ține tot ca data trecută. Nu doar cumva în timp, așa percep eu. Nu-mi spune ea. Și da, a fost o discuție între creatorul nostru și creatorul nouă. Craiu este cu capa scris Craiu. Nu știu. Eu acum mi-a venit o idee de Craiun. Cine este Craiun? Dacă Craiun este unul și același. Deci, poți să verific. Creu. Nu
l-am întrebat și după cum a râs, este același. Super. Are foarte multe școli aici pe pământ. Și pot să-ți notez, creatorul numărul 9 se numește Craig. Întreb pe Lizzie dacă e adevărat și e din capul meu. Îmi influențează că da. Nu știu ce zice, da. Da, a fost o discuție între creatori. Percep la fel energiile care au fost o ședință și între creator nou, de la 9 la 1, așa au fost discuțiile. Poți să vezi despre ce au discutat? Nu. Poftim? Nu. Pe sabie au discutat. Pe sabie că ea e amenințat fiul. A fost o discuție destul de pașnică. A fost nu o simt agresivă, nu o simt o discuție cumva. La care au fost toți creatorii, inclusiv Lilith. Asta și-a ascultat și la urmă a vorbit. După ce și-a spus părerea și o parte și alta, a vorbit. La urmă a spus. A spus, în cuvintele așa, că e o sabie de lumină. Că tu ești un luptător cu lumina. Și unde e problema? Zicea, își apără drepturile. Apără drepturile umanilor. Unde este problema? Problema este la voi, că voi vă duceți și interferați. Cred că exact același lucru am zis și eu lui Samuel. Eu am perceput cuvintele exact așa și pe un ton foarte calm l-a spus. Foarte. S-a șternut tăcere. După aceea nu mai văd niciun fel de interferență între cei doi. Ca și cum s-ar fi închis ședința și fiecare și-a închis caietele și s-a ridicat să plece. Bun, ok. Puteți să vă întoarceți înapoi? Cuvântul care îmi vine este remiză, dar nu înțeleg sensul. Remiza adică înseamnă că nici unul, nici altul nu a câștigat. Au făcut pace, ca să zic, s-au potolit apele. Dar asta nu înseamnă... Nu, s-a remisă. Ok. Să zic, eu nu-l cunosc. Mi-a venit cuvântul remiză, dar nu știu exact ce e, nu știu în ce limbă e. În română. Păi în engleză. Nu. Este în română. Ca să spun un joc de fotbal. Da, am înțeles, știu ce. 0, da, mai auzi. Bun, Maria. O chestie, o curiozitate de-a mea. De ce mănânci atâtea dulciuri? Să întreb pe cineva sau ce să fac? Dacă nu ai răspuns, întreabă.
și să spun cu voce mare, cu voce mare, cu voce tare ce mi ajunge. Da, pentru că sunt foarte curios că eu nu mănânc dulciuri. Mănânc o ciocolată odată la 3 luni și vreau să văd care e diferența. Sunt mai multe cauze. Sunt foarte mulți vampiri energetici în jurul meu care îmi ia energia. Pierd foarte multă energie în ceea ce fac, în sesiuni, spre exemplu. Foarte multă energie. Am văzut cum mă seacă. Și mai este ceva ce îmi lipsește în viața mea. Cei dragi. Înainte să te pun... Dulceața vieții, să zicem așa, dulceața vieții și simt nevoia să o suplinesc. Ok. Înainte să te pun să faci sesiuni, nu mâncai atât de multe dulciuri? Mai multe. Mai multe? Da. În fine, nu mai înțeleg. Bun. Eu înțeleg. Mergi, te rog frumos, acum la Marlene de pe Pleiade și întreabă ce este acea coroniță. Sunt iarăși în fața lui. Scena de ieri, aceeași scenă, când îmi pune coronița, eu pun mâinile pe ea și întreb la ce îmi servește. Și a zis că este o coroană energetică prin care mă pot conecta instant la ei și în același timp este o protecție pentru a nu mi se putea implanta creierul. Din ce ai făcut? Singurul cuvânt care îmi vine sau singurele cuvinte au aur monoatomic. Hai să o vindem. E grea? Nu. Hai! Câte grame are? Nu. Este cumva ca o protecție, nu numai a capului din ea, a pleacă și în jos o poleială, așa, ca o... Așa cum și de o manta, așa pleacă. Deci nu este și o protecție. Poleială, așa, niște raze, dar o poleială densă, știi, cu energie, dar densă. Lasă vrăjeala și zice greutatea are. Este greu. Un kil, două, trei, cât? Tu mă pui acum să fiu căutată și eu, cum te-a căutat pe tine pentru sabie, acum mă caută pe mine să-mi fure coroana. Bun, hai să zicem dacă ar avea 2 kg, aia înseamnă 2000 de grame, ori... Așa, o tipă...
Mă vin cu totul. A. Credeam că puteam să fim și noi milionari. Nu. Las, păstrează. Oricum nu dau un premiu. Știam. Să știi că l-ai făcut pe Marilyn Sărântă. A, e acolo și el? Sigur că dai acolo cu mine. Super. Chiar vreau ca să îl chem. Întreabă, cum putem accesa acea magie din Stai noi? cu și știe că asta o să știe. L-ai întrebat? Am întrebat. Magia este la nivel de ADN. Mi-a deschis. A zis că pur și simplu citiți-vă și ascultați-vă. Mi-a arătat. Bun. Să am Mi-a greșit deci ea. aminte. Nu am înțeles părea mult, dar am început exact ce am vrut să-mi spună. Bun. Mai vrei să afli ceva de la ei? Am întrebat dacă am fost și eu acolo și tu. Și mi-a pus o mână pe exact aici mi-a pus mână. Oare în continuu pe știu cum, e un nume care se numește aici, nu e centrul creștetul capului, mai are o denumire unde mi-a pus el. Un loc special al capului. Și a zis să te amintești. A spus că am văzut și a zis ai văzut frântură, să te amintești tot. Întreb și Dragoș. Trebuie că îmi zice numele. L-am văzut scris și mi-a dispărut. Este un nume care conține și V și K. V și capa. Dar nu unul după altul, dar era și V și K și un Y. Dai puțin timpul Deci, înapoi. numele ar fi trebuit să. Cred că n-ar fi, nu trebuia să-l zic, nu știu ce să spun sau de ce, pentru că l-am văzut și mie a fugit repede. Ar fi început cu W sau cu V. Sigur. Marie, Da. dai puțin timp înapoi până în acel moment, iar când îți apare numele, oprește timpul. Van der Leu. Ten. Da. Ten. Van den. Van. Va. W. A. N. Da. T. E. N. Da. K. E. W. Van den Kiel. Este la sfârșit. Ce era sfârșit? Este la sfârșit. Dublu cu U. S. Nu. W A N T Eu. E N K E W.
W-A-N-T-E-N-C-E. W e la sfârșit. Ok. Ce-i cu numele ăsta? E numele tău. Ok. Bun. Ai terminat acolo? Mai avem o chestiuță mică de aflat? Dacă nu mai ai tu ceva de întrebat? Nu. Mi-a zis deja că o să-mi amintesc. Ok. Mi-a zis că o să-mi amintesc că mi-a făcut ceva aici în vârful și mi-a spus că o să-mi amintesc. Bun, ok, super. Mulțumesc, Felicei, să plecăm. Mă zici pe curând, e foarte... Are o energie foarte duioasă, foarte... Deci zâmbește așa cum zâmbește un bunic la copii, așa mă privește când întreb. Bun. O înțelegere pe care o are un bunic la un copil mic care întreabă de ce, de ce, de ce, de ce. Așa mă privește. Da. Putem să plecăm? Da, da. Bun. Mergem de unde? Deja pe curând, da. Mergi undeva unde vrei tu și cheamă-l pe Mihail Sălinu. Sunt atrasă undeva unde este ca un soare, iar din soare, dar conectat, sunt o grămadă de stele conectate cu acel soare. Okay. Ca și cum, așa, de sunt atrasă acolo. Ce e acel loc? Alfa Centaurion, Centaurion. A venit Mihai acolo? Nu l-am chemat. Da, a venit. Atinge-l, te rog, citește informația de net și vezi dacă este el. Este. Ok, mă las vorbesc. Da. Mihai, auzi? Da. Vreau să fac un experiment cu tine, mă lași? Dacă se poate. Ok. Am o dilemă. Cum arăți tu? Sau mai bine, cum te vede, Maria? Un corp energetic. Ok. Ai părul lung? Sunt energie. Optim? Sunt energie. Bun. Asta înseamnă că nu putem să facem nimic. Există vreun sfânt, vreun arhanghel? În concepția umanilor, toți aveți părul lung sau aveți barbă. Dar există careva dintre voi să fie să fie chel cu mustață? Cred că glumești, nu m-ai chemat pentru așa ceva. Ba da. Gluma și râsul creează o vibrație bună, o vibrație înaltă. Cu ce am greșit? Nu-ți plac vibrațiile mele? Zi. Mi-am adus o parte din mine aici ca să te ajut. Puteam fi în altă parte ca să ajut.
Nu pot să fiu omniprezent peste tot? Da, dar pot să fiu și mai puternic, că nu mă descompun. Cum? N-am înțeles ideea sau conceptul. Mi-aduc o parte din mine. În același timp, în altă parte, acea parte din mine lipsește și poate este nevoie de acea parte din mine. Care e nivelul vibrațiilor tale? Nu 180 de mii de milioane. Bun. O să număr de la 1 la 3, iar la 3 nivelul vibrațiilor tale va fi de o infinitate. 1, 2, 3. Te simți mai bine? Mai încărcat? Mai ai alte întrebări? Nu. Pot să plec? Dacă tu vrei, du-te. Lasă-mă, Maria. Data viitoare să vii cu întrebări mai serioase. Una dintre chestiile care le-ați putea să faceți și voi ar fi să râdeți și voi mai des. Poate v-ar crește mai mult vibrația. Iar dacă v-ar crește mai mult vibrația, poate v-ar ajuta să nu vă descompuneți. Și o chestie foarte serioasă, la care văd că nu v-ați gândit. Da, e parcă mai ușor să dați peste nas. Nicio problemă. Ok. Bine, Mihail, mersi mult. Poți să te duci unde vrei tu. Lasă-mă cu Maria. Maria? Ce faci? Cum te simți? E o energie foarte puternică, foarte arzătoare aici. Lângă tine? Nu, nu, unde sunt eu? De unde provine acea energie? Sunt cumva și cum aș fi pe un soare. De ce te-ai dus acolo sau de ce ai fost atras acolo? Îmi vine pentru purificare. Ok, când termin purificarea, o să-mi spui. Terminat. Te simți bine? Da. Bun. Te doare ceva? Nu, nu. Bun. Acum ne întoarcem în prezent. Deconectează-te de tot și de toate. Închide toate canalele și sigilează-le prin foc. Acum e singur în acest pat, ascultând vocea mea. Și nimic altceva. Deconectează-te